Беру и Мирча. Este prezent online. Bontaș Corneliu. Bogucean Marian. Bogușanu Bogdan. Itic Dragoș. Itei Cătălin. Ciubotaru Mădălina. Bulana Laurențiu. Văca Sena. Prezent. Nu am auzit. Gabrielescu Bogdan. Gorgiu Mircea. Prezent. Opșa Florin. Ișciuc Mihaela. Ivanov Neculaie. Meralu Ioan. Mântran Aurel. Pușcașul Neculaie. Radu Tudorel. Sauciuc Cristian. Șmeia Văduț. Stavache Valentina a anunțat că este în posibilitate de a participa astăzi la denumirea de jurământ. Stoica Mihai. Prezent. Vasiliu Macovei Daniel. Zaharia Florin. Domnule subprefect, suntem prezenți 27 de consilieri în sală și online, unul absent și domnul președinte. Vă rog, puteți începe. Oh,
Doamnelor și domnilor consilieri județeni, domnule președinte, în vârsta competențelor de care vor ferice prefectului, de prevederile articolului 116 al 1, coroborate cu cele articolului 172 din ordonanța de urgență a guvernului numărul 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prin ordinul numărul 375 din 21-10-2020, s-a dispus convocarea consilierilor județeni aleși pe data de 27 septembrie 2020, în ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Județean Neamț. Vă informez că la ședință participă 27 de consilieri, plus cei online, plus președintele Consiliului Județean, ale căror mandate au fost validate de Tribunalul Neamț, din totalul de 34 consilieri județeni aleși pe data de 27 septembrie 2020. Având în vedere faptul că au fost validate mandatele la 28 de consilieri de ține aleși, se constată îndeplinirea condițiilor prevăzute de articolul 116, aliniatul 1, din ordonanța de urgență a guvernului numărul 57/2019, respectiv validarea unui număr de mandate de consilieri de țean mai mare decât primul număr natural, strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor Consiliului de țean Neamț, stabilit prin lege respectiv 34. În conformitate cu prevederile articolului 116, aliniatul 4, coroborate cu cele ale articolului 172 din ordonanța de urgență a guvernului numărul 57, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, lucrările ședinței pentru ceremonia de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier județean, al cărui mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri județeni, ale căror mandate au fost validate. Din datele de stare civilă ale consilierilor județean validați, rezultă că cel mai în vârstă consilier este domnul Nicolae Pușcașu, iar cei mai tineri sunt doamna Mădălina Veronica Ciubodaru și domnul Vlăduț Viorel Smeria. Invit pe cei menționați să preia conducerea ceremoniei. Vă rog, domnul Pușcașu. Stimate domnule superpreș, stimate domnule președinte ales și validat, dragi colegi consilieri județeni, în conformitate cu prevederile articolului 116 aliniatul 5, coroborate cu cele ale articolului 172 din ordonanța de urgență a guvernului numărul 57/2019, privind codul administrativ, în cadrul ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Județean Neamț, depun jurământul prevăzut de articolul 117 din același act normativ, consilierii județeni al căror mandat a fost validat de către Tribunalul Neamț prin încheierea din data de 19 octombrie 2020. De asemenea, potrivit prevederilor articolului 187 aliniatul 2 din actul normativ citat, președintele Consiliului Județean Neamț depune jurământul prevăzut de lege în prima ședință privind ceremonia de constituire a Consiliului Județean. După depunerea jurământului, președintele intră în exercițiul de drept al mandatului. În continuare, aș vrea să-mi permiteți să facem câteva precizări cu privire la depunerea jurământului de către consilierii județeni validați și de către domnul președinte ales și validat al Consiliului Județean Neamț. Pentru depunerea jurământului de către consilierii județeni, vă propunem următoarea procedură. 1. Dintre cei doi consilieri județeni asistenți, domnișoara Mădălina Veronica și domnul Vlăduț Viorel Smerea, vor chema consilieri județeni validați în ordine alfabetică, iar aceștia se vor prezenta pe rând în fața mesei special amenajate. Se reprezintă doamna secretar a Consiliului Județean. Persoana apelată va pune mâna stângă pe Biblie și Constituție, va da citire jurământului, după care va semna cele două exemplare ale acestuia. Fac precizarea că nici formula religioasă, de altfel și punerea mâna pe Biblie, din încheierea textului jurământului, nici depunerea jurământului, cum spuneam, cu mâna stângă pe Biblie, nu sunt obligatorii. După semnare,
unul exemplar al jurământului se va mâna consilierului județean în cauză, iar celălalt se va păstra la dosarul ședinței. Trebuie să fac precizarea că, potrivit articolului 116 aliniatul 9, coroborate cu cele ale articolului 172 de ordonanța de urgență a Guvernului, numărul 57 pe 2019, consilierii care refuză să depună jurământul sunt considerați demisionați de drept. Începem procedura de stegare și depunere a jurământului de către consilierii județeni candidați. Rog pe domnul Flăduș Fiorel Smedea să dea citire primilor 14 consilieri județeni aleși și validat de Tribunalul Județean. Poftim, vă rog. Mulțumesc, domnul Fiorel. Și rar ca să putem... Sigur. În continuare, vă dea voi da la citire listei. Începem cu domnul Găleanu Lucian Corneliu. Se pregătește domnul Anton Lucian. Codul administrativ, cu modificările și completările lucrătoare, depun în fața Consiliului următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Neamț. Așa să ne ajute Dumnezeu. Thank you.
Domnul Ardeleanu Simicu Bogdan. Se pregătește domnul Asafi. Semnatul Silviu Mogan Ardeleanu, consilier în cadrul Consiliului Județean Neamț, în conformitate cu prevederea articolului 107 incorporat și cererea de articolul 116 alineat 5 și articolul 106 din ordonanța de urgență a categoriei 1.56 din 2019, privind corul administrativ, modificările și completările ulterioare, deci în fața procesului următorul rămâne. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și cererea mea, pentru bine de locuitul de Neamț, așa se numește Dumnezeu. În conformitate cu prevederea articolului 172,
corroborate cu cele ale articolului 16 al alineat 5 și articolul 17 în ordonanța de urgență a Guvernului, numărul 57 pe 2019, prin contul administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Neamț. Așa să vă ajute Dumnezeu. Thank you.
Senatul Laurențiu susține programul consilier în cadrul Consiliului Județean Neamț, în conformitate cu prevederile articolului 172, corporate cu crearea articolului 176, aliniatul 5 și articolul 117 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării, să fac bună credință tot ceea ce îmi stă în putere și priceperea mea, pentru binele locuitorului județului Neamț. Așa să ne ajute Dumnezeu. Domnul Cabilescu Bucar. Se pregătește domnul Cotiu Mircea. Senatul Bogdan Gărbulescu, consilier în cadrul Consiliului Județean Neamț, în conformitate cu prevederile articolului 172, coroborate cu cele ale articolului 116, aliniatul 5 și articolului 117, din ordonanța de urgență a Guvernului, numărul 57/2019, privind codul administrativ, modificările și completările ulterioare, de pun în fața Consiliului următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Neamț. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Invit pe doamna Comisara Consiliului Județean Mădălina Comunica și votarul pentru aceasta. Îl invităm pe domnul Gărbiu Mircea să depună jurământul, se pregătește domnul Bogdan Gărbiu. Senatul Mircea Pătiu, consilier în cadrul Consiliului Județean Neamț, în conformitate cu prevederea articolului 172, corporate cu cele ale articolului 116-5 și articolul 117 din ordonanța de urgență a Guvernului, numărul 57/2019, privind codul administrativ, modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ce se stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Neamț. Așa să ne ajute Dumnezeu. Domnul Hopșa Florin, se pregătește doamna Iștiuș Mihaela Elena. Thank you.
plenită tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru mine în locuitorul județului Neamț. Așa să mă ajute Dumnezeu. Domnul Ivanov Neculai, să te gândesc pe domnul Meran Ivan. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterea, în puterele și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Neamț. Așa să ne-am domnul Meran Ivan. Consider în cadrul Consiliului Județean Neamț, în conformitate cu prevederea articolului 72
statutului corporativ cu cele ale articolului 116 al 5 și articolul 117 notatului de la Guvernului, numărul 57 pe 2019, privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Cultural Român. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru mine în locuitorul județul Neamț. Așa să mergem pe Dumnezeu. Domnul Smeria Gătuț Viorel, se pregătește domnul Tavala Chivare, cu Constantin. Semnatul Gătuț Viorel Smeria, consilier în cadrul Consiliului Județean Neamț, depun în fața Consiliului următorul român. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Neamț. Așa să ne ajute Dumnezeu. Numărul de consilieri județeni care au absentat motivat 1, domnul Stavache,
Numărul consilierilor județeni care au selectat nemotivat 0. Suplianțele cărora mandatul urmează se va lida pentru Alianța pentru Modernizarea Neamțului 2020 cu 3 mandate, pentru Partidul Național Liberal cu 2 mandate și pentru Partidul Pro-Romian un mandat. La intrarea în sală a fost înmânat câte un ghid legislativ ce conține acte normative ce reglementează activitatea pe care urmează să o desfășurați în calitate de consilier județean, drepturile și îndatoririle ce vă revin, inclusiv prevederi referitoare la conflictul de interese și regimul incompatibilităților aleșilor locale. Vă urmă succes în activitatea dumneavoastră. Vă mulțumim, doamna Mercea. În continuare, îl invit pe domnul Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, ales și validat în încheierea din data de 13 octombrie 2020 a Tribunalului Neamț, să depună jurământul de credință după aceeași procedură. Vă invităm, domnule. Subsemnatul Ionel Arsene, președinte al Consiliului Județean Neamț, în conformitate cu prevederile articolului 187 aliniatul 2, coroborate cu cele ale articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019, privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Neamț. Așa să ne ajute Dumnezeu. Indiferent din ce toată politică provenim,
să fim unul și același pentru binele și bunăstarea județului Neamț și a populației acestui frumos, miritic și deosebit județ al patriei noastre. La mulți ani tuturor și invit în continuare să ia cuvântul domnul președinte al Consiliului Județean, ales, validat, Ionel Marcel. Domnule prefect, doamnă secretar general, doamnelor și domnilor consilieri, este o zi specială astăzi pentru mine și pentru dumneavoastră. Pentru noi toți astfel, pentru că este ziua în care am depus jurământul de credință și urmare în fața amenințărilor. Pentru că pe 27 septembrie ei sunt cei care ne-au trimis Forul Legislativ al Județului Neamț, să reprezentăm cu cinste și cu onoare. Personal sunt extrem de onorat de votul pe care cetățenii Județului Neamț mi l-au acordat. Acest vot mă obligă, așa cum am spus, mă onorează și vreau să le mulțumesc tuturor și fiecăruia în parte, pentru că a fost un vot de încredere, spun eu, și datorită activității din ultimii 4 ani de zile. Este pentru a doua oară când depun jurământul de credință pentru nemțeni și este pentru a doua oară când jur să mă oblig în fața lor să fac tot ce trebuie pentru ca județul Neamț să prospere, pentru ca neamțul nostru, casa noastră, să devină un loc mai bun, un loc unde să ne dorim cu toții să trăim și să ne desfășurăm activitatea. Ultimii 4 ani de zile au fost o luptă continuă pentru modernizarea Neamțului. Și am reușit împreună cu mare parte din dumneavoastră, care sunteți astăzi prezenți aici, indiferent de culoarea politică, am reușit împreună să modernizăm Neamțul. Și am făcut-o bine, spuneam. Următorii 4 ani de zile, de asemenea împreună, indiferent de culoarea politică, am să vă chem să luptați alături de mine să ducem Neamțul acolo unde e loc, în primele județe ale României. Pentru că Neamțul nostru, județul Neamț, este și va rămâne cel mai frumos județ al țării noastre. Și trebuie să fim mândri de asta. Așadar, stimați colegi, vă chem la 4 ani de muncă. La 4 ani în care priceperea fiecăruia în parte să fie pusă în slujba nemțenilor. Și eu cred că putem să o facem onorabil, cu fruntea sus, și să spunem peste 4 ani că am avut 4 ani de succes. 4 ani în care Neamțul a fost pe primul loc în inima și în mintea noastră. Eu asta mă oblig astăzi aici, în fața dumneavoastră și a nemțenilor. Ca județul Neamț și nemțenii noștri să fie pentru mine pe primul loc și să lupt în fiecare zi și în fiecare minut ca locul acesta, binecuvântat de Dumnezeu, să devină mai bun și mai prosper. Vă mulțumesc încă o dată pentru onoarea pe care mi-ați făcut-o să vă fiu și în următorii 4 ani președinte și am convingerea că doar împreună putem să facem ceea ce ne-am propus. Vă mulțumesc!
mulțumim, domnule președinte, încă o dată sincere felicitări în numele consilierilor și a tuturor celor prezenți la această manifestare. Ne-am și îmbrățișat, dar regulile știți foarte bine, n-am vrea să primim vreun stimulent înainte de a intra în mandat. Că n-am de unde de sătăr. Domnul prefect mi-a solicitat ca președinte de ședință să consultăm dacă și reprezentanții partidelor care conform nou Consiliul Județean doresc să-și exprime părerea în cadrul activității noastre a ceremoniei de constituire a Consiliului. PNL, USR Plus, Pro-România, PNP, dacă sunt doritori, vă invităm să vă exprimați punctul de vedere în acest caz. Domnul consilier, Partidul Național Liberal. Intervenția mea o să fie scurtă, la fel ca și la de următorul meu. Sunt onorat să reprezint încă un mandat de termen Consiliul Județean, la fel cum o să fim onorat dacă în următorii 4 ani de mandat nemțenii o să fie respectați, dacă nemțenii o să aibă condiții în spitalul Județean Neamț, dacă nemțenii o să circule cu compania sau cu mijloace de transport ale companiei Troleibuzul și așa mai departe. Să dea Dumnezeu să avem un mandat bun, rodnic și într-adevăr să modernizăm Neamț. Așa este în mod discutat. Domnule consilier, vă rog, domnul Chiței, Pro-România. Domnul consilier Județean. Domnul președinte, domnule prefect, domnilor și domnilor consilieri, stimați invitați. Astăzi este o zi importantă pentru mine și colegii mei din Pro-România. Depunerea jurământului și investirea în funcția de consilier județean. Astfel, nemțenii ne-au oferit ocazia de a ne transpune realitate proiectele despre care am vorbit în ultimele rând. Cerem transparență, corectitudine și politici publice moderne, orientate către CRS. A sosit timpul ca legislativul județean să lucreze exclusiv în interesul nemțenilor. Ca membri acestui consiliu avem mare responsabilitate cu aceste cetățeni acestui județ și de aceea vă spun că noi, cel de la România, suntem hotărâți să facem administrație de calitate. Acesta este motivul pentru care vom sprijini toate proiectele benefice pentru județul nostru. Sănătatea nemțenilor în aceste vremuri complicate trebuie să fie prioritatea noastră. Neamțul are nevoie de infrastructură medicală modernă. Nemțenii nu mai trebuie să moară pentru că nu rămâne masă. Educația copiilor noștri, mutată vremenii în online, va fi pilonul pe care vom construi viitorul. Personal, îmi vor pune la discuție întreaga experiență acumulată în alimentarea motivată în administrația publică. Alături de partenerii noștri, România face parte din cea mai puternică alianță politică utilizată în Neamț în ultimii 30 de ani. O alianță care a venit ca un răspuns la modul în care s-au luat decizii și s-a comunicat în ultimii 4 ani. Stimați colegi, sunt sigur că vom reuși și peste 4 ani, fiecare dintre noi vom primi încărcă cu satisfacție către rețelele acestui consiliu. Mulțumesc și succes tuturor! Vă rog, mai dorește cineva? Dacă nu, invităm pe domnul prefect și al județului. Nu, dacă nu doresc. Invităm pe domnul prefect. Bună ziua tuturor, domnule președinte al Consiliului Județean Neamț, doamna secretar general, consiliul de ședință, domnilor și doamnelor consilieri prezenți. Felicitări tuturor pentru mandatul pe care l-ați obținut în 27 septembrie. Reprezintă mult unii nou, pentru că mii, zeci de mii de nemțeni și-au pus încrederea în dumneavoastră, ca și consiliul județean, pentru a-i reprezenta și a reprezenta interesele în forul județean cel mai înalt, Consiliul Județean Neamț. Nu va fi un mandat neapărat ușor, dar sper și am convingerea că dumneavoastră, deopotrivă, consilieri județeni, indiferent de valoarea politică a partidului care faceți parte,
să existe înțelepciune și așa cum a jurat astăzi cu mâna pe Biblie și pe Constituție, să faceți tot ce vă stă în putere și cu priceperea dumneavoastră pentru binele județului Neamț. Binele județului Neamț nu înseamnă binele unei singure localități sau unui grup de localități. Nu înseamnă binele doar a unor cetățeni și a altora nu. Binele județului Neamț înseamnă o strategie bine pusă la punct de dezvoltare a județului Neamț, o strategie prin care comunitățile din județul Neamț să fie corect reprezentate atunci când discutăm de investiții, când discutăm de acordarea bugetelor publice, de alocarea de sume pentru fiecare comunitate, iar aceste alocări, din punctul meu de vedere, trebuie bine gândite, bine țintite, acolo unde este nevoie și acolo unde sunt proiecte care necesită finanțare. Vă felicit pe toți deopotrivă, îl felicit pe președintele Consiliului Județean Neamț, domnul Ionel Arsene, chiar dacă în decursul timpului au existat lor de poziție diferite, gânduri diferite, în antiteză, unele cu alte, pentru că așa e normal, în democrație să existe puncte de vedere diferite, îmi doresc ca pe viitor, domnule președinte, să avem o relație interinstituțională corectă, într-un cadru transparent și folosind întotdeauna relațiile instituționale în mod corect, just și într-un, aș spune eu, încheiere, într-o notă care să ne permită, oricând tuturor de aici în sală, să ne primim cu noi unii cu alții, să ne salutăm pe stradă și să ne respectăm. Succes tuturor consilierilor județeni, succes aparatului de specialitate a Consiliului Județean, succes, domnule președinte. Vă mulțumesc! Întrucât procedurile prevăzute de codul administrativ noi le-am rezolvat, le-am soluționat, mulțumim domnului prefect, domnului prefect, au participat la activitatea de constituire a Consiliului de și invit să preia prerogativele și conducerea Consiliului de Țean pe domnul președinte Ionel Arsene. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă nu mai sunt alte chestiuni de ordine de zi, declar închisie în lucrurile ședinței și vă mulțumesc.